Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție Contrast. Vom încheia această săptămână prin a spune la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor de peste tot, pentru că astăzi, odată cu începerea primăverii, le sărbătorim pe ele. După cum puteți vedea, aici am în față câteva articole foarte prețioase și cu povești interesante. Vom începe astăzi prin a vorbi despre mărțișor, pentru că de astăzi până pe 8 martie vom dărui mărțișoare. Vom face o scurtă istorie a mărțișorului și, bineînțeles, vom vorbi despre toate aceste cadouri care, probabil, de-a lungul timpului au fost dăruite și ele în semn de prețuire pentru o persoană dragă. În, bineînțeles, în semn de mărțișor. Alături de mine se află Andrei Neagu, colecționar. Bună seara, bine ai revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Să începem cu mărțișorul. Astăzi este o frenezie peste tot, la colț de stradă, în magazine, unde ne ducem, găsim mărțișoare, cumpărăm mărțișoare și căutăm tot felul de modele. Dar ce înseamnă, de fapt, acest mărțișor? Istoria mărțișorului este o istorie lungă și destul de complexă. Originea sa se pare că este romană, respectiv sărbătoarea zeului Marte, zeu al primăverii, al forțelor naturii și al agriculturii. În acea perioadă se purta ca simbol un bănuț de aur sau argint care era atașat în piept împreună cu un fir, cu două fire, un fir alb și un fir negru. Același obicei îl regăsim și la daci. Aici originea mărțișorului este legată de una dintre cele mai vechi legende românești, legenda Babei Dochia. Cele șapte cojoace. Cele șapte cojoace, exact. Firul, și în legenda românească, firul avea culoare albă și culoare neagră. Mă rog, pe scurt, legenda sună în felul următor. Fiul Babei Dochia se căsătorește, fără voia mamei sale, cu o tânără domniță. Vrând să se răzbune pe această domniță, Baba Dochia o trimite să spele o lână neagră la un râu, spunându-i să se întoarcă acasă la soțul ei, numai când va albi această lână. Lucru care nu se întâmplă. Mă rog, legenda este legată de sacrificiul acestei domnițe. Cam asta ar fi în mare legenda mărțișorului. Puțin diferită de cea pe care o știm cu cojoacele, sau asta face parte din este o altă povestire. Fiind vorba de o legendă. De folclor, practic, da, folclor, fiecare zonă. Transmitere pe care oral, în funcție de zonă, diferă. Povestea are diverse particularități. De exemplu, în Dobrogea, se pare că în anii 1800-1850, există o altă particularitate. Mărțișorul se purta timp de 12 zile sau până când purtătoarea vedea un stol de berze sau o lebă. De atunci trebuia să-l scoată din piept și să-l prindă în păr și astfel căpăta grația și păsărilor pe care tocmai ce le văzuse. Oricum, toată țara se pare că mărțișorul se purta 12 zile, după care se punea la intrarea în casă, se lega de coarnele animalelor de povară al boului respectiv, da. Sau, mă rog, în pomii din livadă, știu că se în mai în pomii din livadă, da. Exact. Ideea este că mărțișorul este o amuletă norocoasă, este regată clar de spiritualitate, de credință și este răspândită, acest obicei se răspândit nu numai în România, el având ca origine Roma antică, îl regăsim în Macedonia, îl regăsim în Albania și la Bulgaria. Am înțeles. Bun, acum că am trecut de mărțișor, vorbeam de ceea ce găsim astăzi pe piețe, la tarabe, peste tot, practic, se găsesc mărțișoare. Felurite, handmade, tradiționale, făcute de duzină, sunt toate, pentru toate gusturile, pentru toate buzunarele, din hârtie, sticlă, metale și așa mai departe, fiecare după posibilități, cum le poate modela. Într-adevăr, mărțișoarele din zilele noastre
În design împrumută simboluri din toate culturile lumii. Materialele folosite sunt, așa cum a spus dumneavoastră, diverse, de diverse calități. Găsim mărțișoare, nu știu, coșar, mărțișor potcoavă, mărțișor trifoi. Toate sunt simboluri, sunt simboluri amulete, simboluri norocoase. Simboluri, cele mai frumoase simboluri sunt flori. Mă rog, deci repere caracteristice perioadei anului în care ne aflăm. Până la urmă, mărțișorul este sărbătoarea primăverii, a renașterii naturii, nu știu, a optimismului. A vieții. A vieții, da. Și acum să trecem la aceste obiecte. Probabil, așa cum am spus, la un moment dat, unele dintre ele au reprezentat un mărțișor. Pentru că, exact așa cum ai menționat, reprezintă o amuletă. Orice poate reprezenta o amuletă, nu? În principiu, da. Când vorbim de amulete, ne referim la obiecte cu putere de simbol care în cultura unei anumite zone are rol de protecție împotriva spiritelor rele, aduce, nu știu, noroc în dragoste și așa mai departe. Aici avem atât articole care ar putea constitui amulete protectoare, cât și bijuterii specifice unor anumite perioade și zone geografice. Cu ce să începem? Putem începe cu bijuteriile ale căror monturi sunt realizate din pietre semiprețioase care au rol de amuletă protectoare. De exemplu, din totdeauna agatele și diverse tipuri de agate au avut li s-au atribuit rol de protecție. Și avem aici un superb colier de agate, diferite tipuri de agate, ametist, citrin. Particularitatea acestor pietre este faptul că sunt... Mai au ceva în componență, nu sunt... Da, au elemente din roca gazdă. Roca gazdă în care s-a dezvoltat, să zicem, această agată. Vedeți că mai sunt niște elemente, da, care provin din roca gazdă. Au diverse filoane colorate, care iarăși sunt fie din roca gazdă, fie mici filonașe ale altor elemente naturale care au intrat în contact. De exemplu, fierul, care transformă nuanța inițială agatei în, mă rog, capăt aceste benzi agata. Aici avem într-un singur colier o mare varietate de agate și alte cristale din aceeași familie gemologică. Deci, practic, multe dintre componentele pe care le au în alcătuire, la un moment dat, pot schimba nuanța? Pot schimba nuanța sau pot crea aceste frumoase jocuri de, uh-huh, de culori. Apele, da. Aceste ape, aceste incluziuni care în cazul unora dintre pietre îi poate da o valoare mai mare, în cazul altora îi scade valoarea. De exemplu, avem aici un exemplu de agate mos se numesc, care au niște, nu știu dacă se poate observa la cameră, o să le las jos, prezintă niște firicele ca niște vinișoare. Aceste incluziuni sunt, tocmai ce vă spuneam, interacțiunea diverselor metale și roci gazde care au intrat în contact. Aceste particularitate dă o mai mare valoare acestor agate, care iarăși sunt prețuite pentru modul în care au fost finisate. Văd că nu sunt toate egale ca formă, ca și lucrătură, mă refer la șlefuirea pietrelor, deci automat sunt făcute manual fiecare toate în parte. Toate sunt lucrate manual, în principiu, în componența acestui colier, toate au același tip de șlefuire. Forma probabil că da, este ușor diferită pentru că este vorba de manufactură. În schimb, avem aici practic toată varietatea de agate mos care există. Toate culorile, toate tipurile de incluziuni și filoane. Aș fi înclinat să spun că verdele este jad. Este jad? Nu. Seamănă, se apropie puțin. Seamănă cu jad. Aici avem jad. Aici avem o piesă de origine tibetană. Acesta este jad. Este jad verde. Uh-huh. Este un jad verde clasic.
Aici avem o zonă cu jad care are, să zicem, nuanța mărului verde. Acesta este un jad imperial. Deci este o părticică, o incluziune de jad imperial și mai sunt câteva elemente de cuarț roz în acest șirag. Acesta ar fi jad. Avem aici, bun, că vorbeam de pietre verzi. Deci am zis jad, avem niște agate verzi deosebite. Aici avem iarăși o piatră naturală, crisopraz. De data asta, aici avem o broșă victoriană, etruscan style, de perioada 1870. Deci totul făcut manual. Știi de ce întreb lucrul ăsta? Pentru că acum toată lumea brusc a descoperit handmade-ul, lucru manual, îi spunem noi în română. Da, deci au descoperit din nou, poate nu știu dacă pasiunea, dar își descoperă curiozitatea de a lucra din nou cu mâinile, de a face, de a vedea lucruri ieșind din mâna lor. Da, din păcate, referitor la handmade, o să spun că nu tot ceea ce este prezentat ca handmade este true handmade. Mare parte din bijuterii pe care le văd pe piață prezentate ca fiind handmade sunt de fapt elemente prefabricate care sunt montate în diverse feluri de către cei care zic că fac handmade. Deci aportul de lucru manual, să spunem că este undeva la 5%, și să dăm o notă în plus pentru creativitatea în care cineva îmbină aceste elemente, însă elementele sunt prefabricate. De la firul pe care sunt montate până la toate acele mici elemente, bobițe, mărgeluțe, sunt prefabricate și n-am să zic din păcate, pentru că sunt și lucruri de calitate realizate în China, sunt de fabricație chinezească, sunt și lucruri bune care vin din China. Poate o să vă prezint aici un lucru interesant din China, este o brățară cu email cloazone. Acesta este o piesă... Ce fel de email? Email cloison. Aha, ce înseamnă? Este un tip de email, deci o vopsea acrilică, da, cu care este vopsit metalul de bază, în cazul nostru metal nobil inoxidabil, se pare, după atâta timp nu oxidat. Acest acril este aplicat manual, acest cloison este aplicat manual în niște mici încrustații care sunt realizate în metalul de bază, astfel încât se creează acest frumos tipar floral. Cam care ar fi vechimea acestei brățări? După aprecierea mea și ce am văzut în cataloge piese similare, este o piesă realizată undeva la 1950-1970, nu mai veche. Deci se realizau și lucruri de calitate în China și încă se fac. Trebuie să menționez, sunt un mare fan al acelor emisiuni cu licitații, cu acele case de amanet, pawn shop, cu cei care dărâmă case și găsesc tot felul de obiecte. Întotdeauna am fost curios, deși am văzut și pe emisiunile în care explică cum apreciază ei anumite obiecte, cum le pot ochi dintr-o singură privire și spune... Această bucată ruginită de metal valorează, nu știu, $1,500. Da. Și o analizează cineva și spune, da, într-adevăr, valorează $1,500. Am văzut ieri o întâmplare, au găsit un stâlp care se punea pe vârful casei, din lemn, pur și simplu. Okay. Da? L-au evaluat undeva la $2,000. Era o bucată de lemn mâncată de vreme. Nu avea niciun fel de însemnătate. Da. Însă ei spuneau că se dau un vânt după așa ceva. Și... Ok. Până să ajungem la acea bucată de lemn, să ne referim la modul în care ochesc acele piese. Este vorba de experiență. Cine face jobul ăsta îl face clar la început din pasiune. Ori fiind foarte pasionat, scormonești și încerci să afli fiecare detaliu care dă particularitate unei piese, fiecare amănunt care îi conferă autenticitate de perioadă. Și atunci, da, la un moment dat, după niște ani, vei fi capabil să ochiști de la distanță o piesă și să-ți dai seama că este ceva autentic, ceva de perioadă. Iar valoarea eu cunoști pentru că ai avut lucruri similare sau ai văzut lucruri similare la ce preț s-au tranzacționat și atunci, da, ai și un reper al valorii acestei piese. În ceea ce privește acel stâlp, piața americană, pentru că emisiunea este realizată în America, da, urmărești și acest post, are o particularitate. Vorbim de unul dintre cele mai recente state ale lumii. Statele Unite nu au o istorie foarte lungată. La ei, în categoria antic, se intră inclusiv articole din anii 50, ceea ce la noi ar fi un vintage. Pentru ei sunt antichități. În emisiunea despre care faceți vorbire, am văzut că se colecționează semne de stop, stradale. Da, reclame. Da, cu prețuri
pe care, nu știu, despre care noi am putea spune că sunt absurde. Acest lucru datorită faptului că istoria astronautului este o istorie recentă, nu au în spate, mă rog, o istorie îndelungată, nu au alte repere și atunci pentru ei acele lucruri sunt într-adevăr deosebite și valoroase. Bine, cred că și noi am putea să colecționăm astfel de semne cu prețuri de la benzinării din urmă cu câțiva ani. Da, dar nu la 1000 de dolari. Da. Știi până unde o să urce prețul benzinei? Da. În următorii 2-3 ani. Ok, deci piața americană are această particularitate. În momentul în care vii în Statele Unite sau vii în Statele Unite o piesă europeană cu o istorie de peste 200 de ani, vei obține probabil dublu prețul pe care îl obții în România. În România sau oriunde în Europa. Pentru că vin Statele Unite unde, mă rog, există și potențial financiar și un interes crescut pentru astfel de articole, dar noi, de exemplu, colecționăm în Europa piese americane. Sincer să fiu, acum uitându-mă la toate obiectele expuse pe masă și cu emisiunea respectivă în gând, îmi vine să spun că aici există o mică avere. Și cred că pe undeva aș avea dreptate dacă ar fi să stăm să vorbim despre costurile fiecarei piese în parte. Deși nu avem aur pe masă, putem spune că da, avem o mică avere. Nu neapărat în sens material, ci pentru un colecționar ceea ce se află pe această masă, dar ar putea fi o mică avere, deși avem și pietre rare și foarte rare. De exemplu, dar nu văd unde l-am așezat. Spunem că nu sunt aici la mine. Un colier aici? Care sper să-l fi scos pe masă sau luăm pauză, scoatem pe pauză. Da, aveam una dintre cele mai o pietră foarte valoroasă, nu-l văd, probabil că nu l-am scos pe masă. Ok, de exemplu, avem aici turcoaz natural. Ok, acestea sunt numai niște sunt elemente. Doar pietre. Sunt doar pietre, dar nu sunt montate, sunt avem turcoaz natural, este un turcoaz de proveniență iraniană. Avem aici, iarăși, un turcoaz cu o nuanță ușor diferită, de un carataș foarte mare, iarăși o piesă iraniană. Și montura este deosebită, văd cu acea frunză. Da, este montat în argint, este o montură veche, se prețuia foarte mult piatra și mai puțin metalul în care era lucrat. Iarăși aici avem, dacă observați, niște elemente de turcoaz, niște cipsuri turcoaz, care au o nuanță diferită de acestea două. Uh-huh. Acesta este cel mai rar și mai prețios tip de turcoaz. Este foarte deschis și văd că nu are aceleași... Da, piesa pe care am putut să facem pe masă avea acele filoane. Este turcoaz persan, deci un turcoaz care se găsește exclusiv în Iran, a cărui splatoare se pare că nu se mai face pentru că nu mai există resurse sau puținele mine care mai există sunt închise. Iar culoarea lui se denumește generic Robin X Blue. Practic această nuanță este produsă în mod natural, o mai regăsim natural, doar în culoarea oului unei păsări numite Robin. A, ce era Robinul? Ce era Robinul? Zic, am fost fan Batman, știam ce e Robin. Nu știu. Scapă. Am să-l întreb pe prietenul Google în câteva minute. Ok. Da. Deci numai oul acelei păsări. Da, oul acestei păsări are acea culoare. Aha, și avem un colier cu niște Prihor. Astfel de pietre, dar cred că am omis să o scoatem pe masă. Prihor este Robin. Prihor. Așa, multe dintre elementele astea aparțin îndeosebi doamnelor, pentru că astăzi este ziua lor, da. Vorbim exclusiv despre ele și despre lucrurile care se potrivesc în garderoba unei doamne sau unei domnișoare. Însă acolo, lângă acea frumoasă montură, văd ceva care nu știu cât de bine s-ar potrivi unei doamne sau o domnișoare. Se potrivește foarte bine, este colier care a intrat în colecția iubitei mele, deci... Ah, ok, bun. Se potrivește unei domnișoare. Este o piesă cu... Deci este o manufactură chinezească, ok. Da. De început de secol 20. Este în argint. Este o piesă cu semnificații care provine din cultura Shiva, shivaistă. Este o reprezentare a unui personaj care se numește Ziba, dacă nu mă înșel, pe care Shiva l-a pus în legendă, Shiva l-a pus paznic la poarta sa să-l apere de un anumit demon. Acest personaj
a vrut să mănânce demonul de care trebuia să păzească, dar la un moment dat, fiindu-i interesat acest lucru, și-a mâncat mâinile și picioarele ajungând în această ipostază. Da? Și este un simbol al lăcomiei. Ah, ok. Vezi, dacă nu aș fi știut povestea asta, aș fi spus că poate fi purtat la un concert rock de o domnișoară până în 18 ani. Ok. Da, bun. Am să transmit mai departe mesajul. Eu am aici în față o piesă foarte interesantă, foarte drăguță, un violoncel puțin stilizat, nu respectă cu exactitate măsurile și formele unui violoncel, însă este foarte, foarte, foarte frumos, iar având în vedere că este la o scară atât de mică realizat, este de lăudat felul în care a fost realizat. Ce reprezintă? Care este povestea lui? Este după marcaje, marcajele au fost identificate în catalogul internațional, este o piesă realizată în Olanda, înainte de 1853, când sistemul de marcare s-a schimbat. Particularitatea acestei piese, în afară de detaliile foarte minuțios lucrate, este faptul că are și un arcuș, iar arcușul este... arcușul are fire naturale de păr de cal. Am observat asta. Aici se regăsește una din părțile care ți-am spus că nu prea se potrivește, și anume culoarea părului de cal. Da. Dar este de apreciat efortul de a pune acest păr de cal. Iată exigența unui conosor, lucru pe care eu nu-l cunoșteam. Da, bun, în domeniul ăsta aș putea să spun, da, aș putea să mă lansez fără niciun fel de problemă. Ok. Sunt și câteva obiecte despre care nu știu ce aș putea să spun de acolo din față. De exemplu, okay, sunt câteva cutiuțe. Accesorii de perioadă, tipicuri ale perioadei. O poșetă de război, aș putea să spun, cu zale, nu? Ca să nu pătrundă săgeata. Nu, nu e chiar săgeata, de război, e chiar de pace. Poșeta era mai mare. Acesta este un portofel chatelain. Chatelain erau, în perioada victoriană, femeile, ținuta vestimentară a doamnelor, nu avea buzunare. Uh-huh. Atunci se purta o centură care se numea chatelain. La această centură erau atașate diferite accesorii. Poșetă, portofel, ruj, pudrieră. Acesta este un portofel chatelain realizat din argint. Are și o compartimentare interioară. Printr-un lănțișor se atașa la această centură. Uh-huh. Ok. Puțin mai târziu, în perioada Art Nouveau, 1880-1910, avem această piesă. Este, stilul este Jugendstil, este Art Nouveau german și este, se numește calling card, era practic un porcard, ceea ce îmi denumim acum un porcard modern. Perioada Art Deco, scrumieră de voiaj. Tot perioada Art Deco, ruj. Se fuma foarte mult în perioada aia. Se fuma, da. Foarte, foarte mult. Acum, în filme, dacă stăm să ne uităm înainte în filme, persoanele cu putere, persoanele, eu știu, curajoase, întotdeauna la finalul unei acțiuni și aprindeau o țigară și trăgeau cu o poftă din ea. Acum, doar personajele negative mai fumează, doar cei care sunt în afara societății mai fumează. Nu prea și-ar mai face astăzi loc un astfel de obiect. Eu nu? Sunt un fumător în raiz și mă simt ușor marginalizat. Mai puțin impostează de personaj negativ. Și eu de asemenea, dar constat cu uimire că la asta se ajunge. Da. În alt accesori, apropo de fumat, este această elegantă chibritelniță de perioada Art Deco. Văd că înăuntru, okay, există și un chibrit. Înăuntru există și un chibrit, da. Aha. Chibritul original. Piesa este cu patina ei, foarte ușor conțată pentru astfel de detaliile. Mai departe, începem să vorbim despre acest ruj, ruj de perioada Art Deco, suport de ruj, aici se introducea rujul, aha, aici este oglinda, se realiza din argint 800, manufactură de atelier italian. Avem tot de perioada Art Deco o pudrieră, ok, oglindă realizată din cristal fațetat și compartiment secret. Am înțeles. Deja arată treburi de spion toate lucrurile astea. Ok. Ne gândim la o doamnă spion, la o Mata Hari.
Pentru scrisorile de amor, bineînțeles că avem și un sigiliu. Din păcate este deja cu o literă acolo. Da, dar se poate scoate și se înlocuiește. Litera are două fețe. Ok. Se pare că lucrurile erau făcute cu tipic și cu mult, multă migală și atenție pentru detalii. Mai avem iarăși o sticluță de parfum. Da. Avem o iarăși o poșetuță șatelainte, dar nu e de perioada victoriană, este realizată mai târziu, probabil la începutul secolului 20. Mă amuză faptul că mă uit la aceste poșetuțe, așa cum le denumești, și mă gândesc la acele oribile portbebeuri pe care multe reprezentate ale sexului frumos le folosesc în ziua de astăzi. Mă rog, moda se schimbă, gusturile de asemenea se schimbă. Eu am să mă abțin de la comentarii, vom să nu continui. Am înțeles. Prezentarea acestor piese, deși de aceeași părere atâta pot să zic. Ok, avem o frumoasă piesă orientală, este cutiuță pentru un inel. Avem un accesoriu despre care am putea să vorbesc când vorbeam de piesele victoriene. Este dacă ar fi să vorbim din punct de vedere muzical, treaba asta pentru mine arată ca o drâmbă. Ai apucat să vezi odată vreo drâmbă? Este o piesă asemănătoare cu ceea ce ții tu acum în mână. Ok. Care, la fel, are o lamelă care trece prin mijloc. Da. Se ține în gură, cavitatea bucală se transformă în cutie de rezonanță. Ok. Și lamela acționată cu degetul sau cu limba, da, vibrează și, acționând buzele, da, ies diferite sunete. Exact așa arată, aproximativ. Mă rog, sunt mai multe modele. Ok. Acum, spune-mi care este pe adevăratul deci nu, e, nu este o drâmbă. Nu este o drâmbă. Se numește chatelaine hook. O să folosim termenii britanici pentru că nu avem corespondent în limba română. Să spunem că este un cârlig pentru tragerea șireturilor la corset. Arată-l mai bine, te rog frumos, la cameră. Așa arată. Ok, se pliază. E puțin ca dintr-un film de groază. Ok, și se prindea la centura șatelaine despre care am făcut vorbire. Deci era un accesoriu care se purta la centură, era foarte util pentru închiderea corsetului sau a șireturilor la încălțăminte. Ok, cred că cam astea ar fi accesoriile. Spune-mi despre acea figurină din Abanos, cred că este după culoare. Nu știu la care. În partea stângă, lângă inel. Aceasta? Aia, exact. Aceasta ce este reprezintă? Este o broșă. Ok. Da, este o broșă vintage retro, este o piesă de anii 70 realizată exclusiv din piele. Inclusiv figurina, deci profilul feminin este din piele, elementele de sus, de jos sunt din piele. M-a păcălit. De la distanța asta și fără să o ating, am spus că este din Abanos. Este realizată din piele. Asta pentru că vorbeam de obiectele handmade. Dar totuși, în partea stângă, puțin mai mult, văd și câteva accesorii din plastic. Okay. Ce caută plasticul lângă toate minunățiile astea? Plasticul este și la minunăție. Pentru că... Corect, la vremea când a fost descoperit, a făcut ravagii. Aceste bijuterii erau de impact, încă sunt colecționabile și sunt colecționabile la niște prețuri foarte mari. Plasticul. Da, denumirea generică modern ar fi plastic, însă aici avem niște forme incipiente de plastic, nu-l putem denumi generic plastic. De exemplu, aici avem bachelită. Bachelita de la inventarea sa... Am să te rog să o arăți colegilor la... Bachelita de la inventarea sa în 1907 a făcut senzație atât în lumea modei, cât și în lumea industrială. De exemplu, o să zic o marcă auto, da, e ok, cred, Mercedes. Așa. Au realizat cel mai scump model al lor în perioada, în anii 1920, cu bord din bachelită. Vorbim despre... da, gata, știu. Okay. Modelul cu ușile Golding, parcă, el era? Cred că da. Deci era un material de lux, iar acum a devenit pentru colecționare un material de lux. Această compoziție acrilică bachelită, pe care nu mai regăsim în plasticul modern. Calitatea acesteia este mult superioară a bachelitei. Aici avem un compozit de tip acrilic, celuloid. Este o brățară de perioadă sfârșit de Art Nouveau, început Art Deco. Este
un true handmade, este realizată manual, este o sculptură în acril celuloid. Aceasta este o piesă foarte colecționabilă, a care cotă internațională, pentru că e verificată recent, da, este de $300. Această brățară, să zicem, generic din plastic, dar nu este plastic, este un celuloid. Aici iarăși avem o bachelită. Această calitate a materialului, aceste incluziuni cu diferite nuanțe, este greu să le mai regăsim în zilele noastre și sunt realizate în prezent doar de către branduri de lux. Pentru că sunt branduri de lux și nu o să dăm nume, care realizează bijuterii acrilice la prețuri foarte mari, atingând calitatea celor vechi. Aici, de exemplu, avem pe un suport de bachelită o brățară îmbrăcată într-un acril translucid care înăuntru are pene naturale. Am crezut că sunt aplicate ulterior. Așa am crezut și eu când am văzut-o prima oară, sunt pene naturale. Da. Iarăși o... Într-adevăr vorbim de handmade. Ok, un acril deosebit care imită... Este imitație sau este lemn? Nu este lemn. Arată-l în lateral, te rog frumos, okay, spre cameră. Până nu-l atingem, putem jura că este lemn, dar nu este lemn, este un acril. Deci este o bachelită și o altă combinație acrilică care imită foarte bine lemnul. Avem o clamă de păr dintr-o formă de bachelită celuloid de perioada Art Deco, se vede și designul specific perioadei. Deci nu vine să cred. Vedem modelul ăsta și astăzi, dar nu ne-am gândit că poate fi, eu știu, dintr-o altă epocă, dintr-o... Diferența o face materialul și particularitățile de ansamblare. Micile elemente care sunt specifice acelei perioade. Iar pentru că vorbim de acril, avem aici o piesă foarte rară. Este o camee victoriană. Datând... Am să te rog să o arăți spre camera, da, pentru că... Este o camee victoriană realizată din o formă incipientă de celuloid, iar baza este realizată dintr-un acril numit Parchesit, inventat în 1870, dacă nu mă înșel. Acest parchesit este chiar una din primele forme acrilice, care avea la bază rășina secretată de către o insectă care trăia numai în zona Indiei. Fascinant. Deci nu pot să mă gândesc la insecte, rășini și așa mai departe, okay, și să le văd puse toate astea într-o astfel de bijuterie. Din păcate, timpul nu ne mai permite să vorbim despre aceste minunate obiecte, însă o să te rog să le spui telespectatorilor unde pot găsi mai multe detalii despre aceste obiecte și despre munca pe care tu o faci. Aceste obiecte pot fi achiziționate împreună cu întreaga lor istorie, pentru că acolo vin la pachet cu toate explicațiile, și da, explicație și un certificat de vânzare în magazinul online www.artantic.ro. Se scrie cu capa la sfârșit. Este un magazin destinat iubitorilor de obiecte frumoase, de frumos și colecționarilor. Perfect. Îți mulțumesc încă o dată pentru această minunată plimbare prin istoria obiectelor și te mai așteptăm și cu alte obiecte în curând și pentru domni. Și eu vă mulțumesc și, profitând de ocazie, urez doamnelor și domnișoarelor la mulți ani, pentru că se apropie 8 martie și 10 martie, care este ziua mamei. Într-adevăr. Să rămână mamei mele. O salutăm și noi cu această ocazie. Doamnelor, domnilor, punem punct aici ediției din această seară Contrast. Rămâneți alături de noi, ne revedem la jurnalul principal la 19:30. Până atunci, toate cele bune!